Când ochiul lui veghează, haide să-l rugăm să vegheze permanent și în ora aceasta. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru privilegiul pe care ne-l oferi și în seara aceasta de a ne întâlni cu tine prin intermediul cuvântului tău în locul acesta care ți aparține. Îți mulțumim că ne-ai ocrotit zilele care au trecut, îți mulțumim că ai fost alături de noi în ceea ce am avut de făcut și îți mulțumim că prin Duhul Tău cel Sfânt ne-ai îndemnat să venim în locul acesta. Te rugăm să ne binecuvintezi, te rugăm să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să vorbească ființei noastre și să putem înțelege tot mai bine cuvântul Tău, să putem înțelege în ce lume trăim, care sunt evenimentele care se derulează împrejurul nostru și ce avem de făcut pentru ca viața noastră să îți aparțină și pentru ca umblarea noastră pe pământ să sfârșească împreună cu tine în împărăția ta. Te rugăm să binecuvintezi familiile celor prezenți aici, te rugăm să binecuvintezi pe cei care au fost în serile precedente, și te rugăm, Doamne, să binecuvintezi împreună cu noi și pe cei care urmăresc pe internet și fă Tu, Doamne, ca împreună fiecare dintre noi și cu toții, unul alături de altul, să dorim prezența Ta în viețile noastre, să ne încredințăm în mâna Ta pentru ca Tu să veghezi asupra fiecăruia dintre noi. Îți mulțumim că faci lucrul acesta și dorim să-ți aducem închinare și laudă în numele Domnului Hristos. Amin. Următorul cântec este un cântec din limba engleză.
care vorbește despre rugăciune și despre faptul că Iisus ne este un prieten care ne ascultă fiecare rugăciune și care ne iubește. Mulțumim, Ramona, pentru melodiile acestea frumoase și purtătoare de mesaj spiritual. Am să vă citesc o scrisoare scurtă care vă va răspunde la o serie de întrebări pe care le aveți în minte. Dragă pastore Petrescu, azi m-am trezit la 5 dimineața ca să-ți scriu acest mesaj. Ieri, la 4:30 după amiază, l-am înmormântat pe tatăl meu în cimitirul local. Luni, la 12:30, el a murit. În Brazilia, în mod normal, noi îngropăm pe cei decedați în următoarele 24 de ore. Îți poți imagina stresul ca să aranjezi totul pentru funeralii, chiar imediat după deces. Ceremonia funerală a avut loc la Biserica Arthur Nogueira, în statul São Paulo, și au participat peste 200 de persoane. În timpul pauzei de prânz, toți membrii Comitetului Uniunii Centrale Braziliene
au venit la biserică ca să încurajeze familia, în mod special pe mama. A fost o mare demonstrație de prietenie și de considerație făcută de pastorul Domingos, președintele Uniunii. Am pus aici, ca să vedeți voi cum arată așa ceva, invitația la înmormântare și programul înmormântării. Tatăl meu a fost un om al rugăciunii și rugăciunea în viața lui făcea întotdeauna diferența în familia noastră, între prieteni și în comunitate. Îi mulțumim lui Dumnezeu că în aceste ultime momente ale tatălui meu a fost înconjurat cu atmosferă cerească. Sora mea i-a cântat câteva dintre cântările lui preferate și mama a recitat versete din Biblie. După câteva minute, el a adormit. Tata avea 89 de ani și a fost foarte bolnav, a stat în pat ultimele 6 luni. Da, noi avem această binecuvântată speranță care ne strânge împreună când ne confruntăm cu moartea. Vă rog, rugați-vă pentru familia mea și în special pentru mama. Din cauza acestei situații neașteptate, planurile mele de întoarcere în România sunt date peste cap. În Brazilia este carnavalul și toate zborurile sunt pline. Sper să ajung cât mai repede, și îmi place ce a scris aici, ca să pot predica din nou în biserica mea din București. O să te țin la curent când am rezervarea finală. Domnul să te binecuvinteze și Domnul să binecuvinteze întâlnirile evanghelistice în biserica ta. Iisus vine. Suntem aproape acasă. Williams Costa. V-am citit tot mail-ul ca să aveți întregul tablou și răspunsul de ce în seara asta, dacă știți portugheză, aflați câteva lucruri despre tatăl fratelui Costa. A fost colportor mult timp, a lucrat după aceea ca distribuitor de carte pentru 2 edituri, a fost implicat în multe activități, ce am început eu din portugheza pe care nu o știu. Așa că în seara aceasta suntem împreună pentru a deschide cuvântul lui Dumnezeu, pentru a ne aduce aminte că trăim niște vremuri speciale și că, dat fiind faptul că zilele acestea sunt speciale, ar trebui să fim pregătiți. De altfel, am să vă mai dau o veste. A încetat din viață sora Câmpean, Ana. Pe dânsa ar trebui să o cunoașteți. Și mâine la 11 și jumătate va avea loc serviciu divin de înmormântare. Întâi la capela cimitirului Belu Catolic, și apoi înhumarea la cimitirul Bunavestire. Cei care puteți participa, Bunavestire, cine vine la Belu o să afle și Bunavestire. E undeva în zona pieței Berceni, undeva prin spatele depoului de tramvai, dar cei familii știu unde și or să ne conducă. Spuneam că trăim niște vremuri speciale, și că trebuie să fim pregătiți. În seara aceasta, subiectul nostru de studiu este despre Apocalipsa și mișcarea profetică a timpului sfârșitului. Am verificat că nu s-a obișnuit cu laptopul ăsta și vreau să fiu sigur că vedeți ce trebuie.
Dacă privim asupra lumii din timpul nostru, vedem că oamenii, așa cum e normal, caută certitudini. Oamenii vor să conteze pe ceva, oamenii vor să fie siguri. Și nouă nu ne place incertitudinea. Pentru mine, cel puțin, cel mai supărător lucru este lipsa de certitudine. Dacă știu că la ora aceea trebuie să fiu undeva, vreau la ora aceea să fiu undeva. Dacă știu că ceva trebuie să se întâmple, vreau să știu că se întâmplă. Așa, plutitul în nesiguranță este foarte stresant. Astăzi, în zilele pe care le trăim, noi are loc o adevărată explozie a interesului față de manifestări spiritiste. Oamenii caută răspunsuri și cum în ei înșiși nu găsesc aceste răspunsuri, le caută undeva în afara lor. Și pe mulți această căutare justificată i-a condus pe o mulțime de căi ciudate. E normal ca oamenii să dorească răspunsuri. Și e normal ca oamenii să caute niște răspunsuri care să vină de dincolo de ei. Pentru că fiecare ne cunoaștem pe noi înșine și știm că răspunsurile pe care suntem noi în stare să ni le dăm nu sunt satisfăcătoare. Oamenii caută într-un fel sau altul, chiar și cei care se declară neinteresați de lucrurile spirituale, caută într-un fel sau altul să atingă divinul. Caută o manifestare a supranaturalului în viața lor. Și în acest context, cu 2000 de ani înainte, am fost avertizați pentru timpurile pe care le trăim cu privire la falsuri, la contrafaceri. Unde am văzut? Mi-am adus aminte. La Efes, într-o parcare imensă, Efesul Antic, undeva în Turcia, se află, într-o parcare imensă unde toți coboară. Bineînțeles că era o mulțime de tarabe și o mulțime de magazine. Și pe unul scria așa mare, în engleză, că era pentru... zicea așa, falsuri autentice, ceasuri false autentice, că ceasuri erau acolo, toate mărcile alea care costă, nu ți poți imagina. Oamenii erau cinstiți, au pus realitatea. Să nu vă închipuiți că lumea nu cumpăra. Ceasuri false autentice, așa cumpărau de acolo. Cumperi un ceas fals autentic, mă rog, pagba nu-i prea mare. La urmă urme arată și ăla ora de pe un anumit meridian. Nu știi pe care, dar oricum. Însă dacă cumperi falsuri autentice în domeniul spiritual, paguba este enormă. Și pentru ca să fim preveniți, Mântuitorul ne-a avertizat din timp. În Matei 24, cu versetul 24, spune că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși vor face semne mari ca să înșele. Hristoși mincinoși, profeți falși, cu semne, cu minuni, ei vor pretinde că sunt în stare să ne conecteze cu divinitatea, vor pretinde că ne pot da răspunsuri supranaturale la întrebările justificate pe care le avem. Dar Biblia zice că sunt falși. De ce sunt ei Hristoși falși și profeți falși? Și descrierea merge mai departe și într-un alt loc, dar tot în Evanghelia după Matei, capitolul 7, cu versetul 15, Mântuitorul spune: păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Va să zică, nu e o chestiune dezinteresată, nu e un serviciu public oferit oricui, că știți voi, oamenii moderni, aveți nevoie de divinitate și uite, noi care avem niște conexiuni speciale, vă facem și vouă legătura. Nu, e vorba de un interes.
Păziți-vă de proroci mincinoși. Însă, atenție, dacă există proroci mincinoși, nu cumva acest lucru ne spune și că există în același timp adevăratul dar al profeției în Biserica lui Dumnezeu de astăzi? Că știți, nimeni nu falsifică ceva ce nu există. Dacă nu există un original valoros, nimeni nu s-apucă să-l falsifice. Deși ciudățenii sunt multe. Dar în general, asta e. Ceasuri false autentice, care poartă mărcile celebre. Dacă n-ar exista ale autentice autentice, de care nu te poți apropia, atunci nimeni nu s-ar apuca să falsifice. Nimeni nu s-apucă să falsifice ceasuri de niște mărci pe care... Dacă există profeți falși, nu cumva asta înseamnă că există și profeți adevărați? Știți că motoul repetat și tot repetat, pe care cred că l-ați învățat, apropo, n-ați visat în vreo noapte că ziceți vorbele astea așa în cor? Așa ar fi trebuit să se întâmple, că dacă le-ați repetat de atâtea ori, cum zice? Cred tot ce se găsește în Biblie. A, văd că nu e nevoie să vă dirigeze nimeni. Ce contrazice Biblia? Nu-mi trebuie. Asta nu înseamnă îngustime de minte, ci asta înseamnă precauție, asta înseamnă să nu înghit tot ce mi se oferă ca fiind autentic. Nu vrem să fim înșelați, nu așa? Apropo, ieri, azi, nu știu când, s-a rulat o știre, eu ascult când circul cu mașina, că ministrul agriculturii din Cehia, dacă nu greșesc, da, cred că el era, a spus că estul, țările din estul Europei, primesc un tratament discriminatoriu, că mărfurile care se vând în țările astea, adică și la noi, sunt de proastă calitate, deși poartă aceeași etichetă și aceeași marcă ca și cele din vest. Mă rog, asta e altă parte a poveștii. E vorba de calitate și mai ales era vorba de mărfuri alimentare. Nu e vorba și detergenții și cosmeticele, parfumurile, toate sunt la fel. Computerele, mașinile, tot ce se vinde în est, poartă aceeași siglă și calitatea e. Nu ne place lucrul ăsta. De ce să fim tratați așa? De ce să fim înșelați? Acum, cu produsele astea, e o problemă, realmente. Dar când e vorba de lucrurile spirituale, este cu atât mai grav. Orice idee care contrazice Biblia în materie de Dumnezeu, de creație, de morală, de fel de viață, orice lucru din domeniile acestea care contrazice Biblia e fals, e minciună. Acum să vedem ce spune Biblia, ce ne învață Biblia cu privire la adevăratul dar al profeției. Ca să poți descoperi un fals, trebuie să știi cum arată lucrul autentic, cel adevărat. S-ar putea, gândind complet, că Satana falsifică darul profetic tocmai fiindcă în timpul pe care îl trăim noi există un dar profetic autentic? Ne învață Scriptura că există o manifestare a darului veritabil al profeției în zilele din urma ale istoriei Pământului? Scrie așa ceva în Biblie? Sau, așa cum zic unii, Biblia zice gata, când s-a încheiat canonul biblic, s-a încheiat și cu profeții. Ar trebui ca biserica de astăzi să mai aștepte daruri spirituale, inclusiv darul profetic? În Efeseni 4:8, ca să mergem direct la Biblie, citim astfel. De aceea este zis,
S-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. El, Iisus Hristos, căci despre El este vorba, a dat daruri oamenilor. Nu e așa că dacă e vorba de daruri, toată lumea vrea. Cine se dă înapoi dacă se oferă niște daruri? Chiar și când sunt false daruri, tot ne înghesuim pentru că ni se pare că e ceva de câștigat. Ce sunt însă darurile Duhului despre care Biblia vorbește? Ce sunt aceste daruri pe care însuși Hristos le-a putut da? Efeseni capitolul 4 descrie aceste daruri și fiți atenți, urmăriți. Și El, Duhul, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Sunt enumerate aici câteva daruri pe care Duhul lui Dumnezeu le dă biserici. Apostoli, profeți, evangheliști, păstori, învățători. Dacă ne uităm la aceste daruri, ni se par normale. E normal ca în biserică să fie unii care au rolul de a organiza biserica, apostoli, chiar dacă nu mai poartă titulatura aceasta. E normal ca în biserică să fie evangheliști, la urma urmei misiunea bisericii este să ducă Evanghelia întregii lumi. E normal ca biserica să beneficieze de păstori care să aibă grijă de cei din biserică. E normal că biserica are nevoie de învățători. Dar cu profeții cum este? Mai are biserica nevoie de profeți? Ce este cu acest dar profetic? E un dar autentic pe care Dumnezeu să-l aducă bisericii din ultimele zile ale istoriei Pământului? Continuând ceea ce citeam din Efeseni, deci, El a dat pe unii, mai țineți minte în șirirea, apostol, pe unii proroci, pe unii evangheliști, pe unii păstori și pe unii învățători. De ce a dat aceste daruri? Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. A dat aceste daruri Iisus ca biserica să fie în stare să-și îndeplinească misiunea ei de proclamare a Evangheliei către lume. Ați observat în text, și revin la el, desăvârșirea sfinților, ca să-și poată face lucrarea, eficientizarea lucrării de slujire și zidirea trupului lui Hristos, adică o unitate completă a bisericii. Întrebarea e, cât timp aveau să rămână aceste daruri în biserică? Că știți, cartea Efeseni și tot canonul Noului Testament s-a cam terminat pe la anul 100 de scris. Cât timp anume aceste daruri aveau să rămână în biserică? Continuăm să citim. Până vom ajunge, tot acolo în Efeseni 4, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Până când aceste daruri? Până la desăvârșire. A fost biserica la vreun moment dat desăvârșită? Până acum nu. Până când biserica va ajunge să crească, până când biserica se va maturiza, până când biserica se va desăvârși. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Și încheie Pavel rostirea despre darurile date bisericii. Vedeți, când Domnul Iisus s-a înălțat la cer, El a spus bisericii sale de pe pământ: o să vă dau niște daruri, o să dau aceste daruri bisericii. Și unul dintre aceste daruri avea să fie darul profetic. Și tot Pavel în 1 Corinteni capitolul 1 cu versetul 7 spune: așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar,
în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Hai să vedem puțin cam care ar fi caracteristicile Bisericii lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. În primul rând, Biserica lui Hristos din timpul sfârșitului așteaptă revenirea sa, așteaptă cea de-a doua sa venire. Dacă nu face asta, nu-i biserica lui. A spus Domnul Hristos, mă duc, vă pregătesc un loc, mă întorc să vă iau cu mine. Dacă biserica nu așteaptă revenirea Domnului Hristos, nu-i biserica sa. A doua caracteristică. Biserica lui Hristos este întemeiată pe Scriptură. Ea, a treia caracteristică, este umplută cu har. Și a patra caracteristică l-are pe Iisus Hristos în centrul ei. Mai sunt câteva caracteristici pentru ca Babilonul spiritual în care trăim să nu fie atât de încurcat și să reușim să ne descurcăm și să vedem unde anume putem găsi această biserică. Această biserică este ascultătoare de legea lui Dumnezeu, e păzitoarea sabatului, deci, dacă păzește legea, și este călăuzită prin darul profeției. Pentru a defini biserica autentică a lui Dumnezeu, trebuie să găsim undeva aceste caracteristici toate. Să aștepte revenirea Domnului Hristos, asta toată biserica creștină o face. Scrie la crez. Toată lumea face lucrurile acestea. Să fie întemeiată pe Biblie, aici deodată se rupe în două creștinătatea. O parte de creștinătate întemeiată numai pe Biblie, cel puțin afirmă asta, sola Scriptura, Biblia și numai Biblia ca temelie a credinței, o mare parte a creștinătății pune pe picior de egalitate cu Biblia și tradiția. Să fie umplută de har, aici poate e mai greu de văzut, dar roadele vorbesc. Să fie concentrată și axată în jurul Domnului Hristos, aici avem deosebiri, pentru că unele porțiuni mari din biserica creștină sunt centrate în jurul unor persoane umane, în loc să fie centrate în jurul lui Hristos. Să fie ascultătoare de lege, aici iarăși balanța se clatină, pentru că unii acceptă, alții nu acceptă, unii acceptă legea în totalitate, alții au obiecții la părți din lege, la anumite porunci. Să păzească sabatul, aici ar se produce o mare debalansare, pentru că am vorbit sâmbătă despre sabatul adevărat și cel fals, despre o schimbare pe care Satana a lucrat-o de-a lungul timpului și creștinătatea e în mare tulburare. Să fie călăuzită prin darul profetic. Și aici sunt discuții în biserică. Iisus a promis că darul profeției avea să fie restabilit în timpul sfârșitului. Și noi acum, ca oameni postmoderni ce suntem, care punem totul sub semnul îndoielii, suntem între două greșeli. Suntem supuși la două riscuri, la două primejdii. Pe de o parte, să primim falsul și să-l luăm drept autentic, ceasuri, cum zicea? False autentice sau autentic false? Oricum. Oricum. Sau să respingem darul autentic zicând, domne, nu, s-a terminat cu profeția. Știți, este o expresie foarte plastică la noi, că arunci din copaie, odată cu apa murdară, și copilul pe care l-ai spălat. Riști, nu mai știți ce e o copaie? Da, o cădiță din lemn. Da.
Ori să primești totul, să zici că totul e adevărat, sau să respingi totul de teamă că nu cumva să fii păcălit. Și atunci, întrebarea este, cum putem să recunoaștem dintre autentic și fals ce e de ales? Cum putem face diferența între autentic și fals? Există niște elemente în Scriptură, știți că ce e în Scriptură, ce nu, ce contrazice Scriptura, nu ne preocupăm de asta. Care sunt modalitățile să detectăm contrafacerea darului profetic? Și vreau să vă spun că sunt cel puțin 6 repere, 6 semne de identificare pe care Biblia ne le indică pentru a putea verifica dacă darul profetic, indiferent despre cine sau ce vorbim, este autentic sau nu. Numeri, capitolul 12, cu versetul 8. E un prim reper. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Aici este vorba despre metoda pe care Dumnezeu o folosește pentru a transmite mesajul său, solia sa, prin proroci. Dumnezeu a folosit două metode de comunicare cu acești profeți biblici. Odată, un înger le-a adus o viziune sau un vis. Și avem nenumărate exemple în Scriptură în care profeții povestesc ce li s-a întâmplat. În timp ce profetul dormea, Dumnezeu i-a putut trimite un vis și profetul respectiv a văzut și a auzit un mesaj de la Dumnezeu sau era treaz și a primit o viziune, iarăși, din partea lui Dumnezeu. A doua metodă pe care o folosește Dumnezeu, Duhul Sfânt a inspirat, a impresionat mintea profetului și acesta a scris. Citim, de exemplu, în a doua Timotei, capitolul 3, cu versetul 16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Fie o metodă mai spectaculoasă, cea vedenilor sau viziunilor sau a viselor, fie una mai puțin spectaculoasă, dar la fel de eficientă. Impresionarea minții profetului de către Duhul lui Dumnezeu. Și zice și Petru că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Două căi pe care Dumnezeu le-a folosit și le folosește pentru a transmite soliile sale. Viziuni sau vise și inspirarea minții profetului. Atenție! Nu toți profeții lui Dumnezeu sunt și scriitori ai Bibliei. Dacă ați fi majoritatea la școală, mi-ar veni să organizez un concurs cine știe mai mulți profeți din Biblie, care nu sunt autori de cărți biblice. Ziceți-mi niște nume. Profeți care sunt pomeniți în Biblie și care n-au nicio carte scrisă în Biblie. Ia zi. Ai ridicat mâna. Ilie. Păi și profet ca Ilie, chiar profet, dar n-a nicio carte Biblie. Altul. Balam, da, altul, Ioan Botezătorul, despre care Domnul Hristos spune niciodată, n-a fost un profet mai mare ca ăsta. Nathan, vă aduceți aminte, să ce l-a împărat și zice, tu ești ăla. Și o mulțime de alții, bărbați și femei. Care e diferența dintre scriitorii biblici și acești alți profeți adevărați? E vreo diferență? Și unii și alții au fost inspirați de Dumnezeu. E totuși o diferență. Profeții a căror descoperiri primite de ei au fost incluse în Biblie, au primit mesaje cu valoare permanentă și de interes universal. Ceilalți au primit mesaje privitoare la o chestiune localizată
sau la o persoană sau la un timp anume. Și pentru că ceea ce au primit ei ca descoperit din partea lui Dumnezeu nu viza universalul și toate timpurile, n-a fost inclus în Biblie. Sunt și femei care au fost profeți în Biblie, Debora, Hulda, fiicele lui Filip, care sunt amintite în Noul Testament. Hai să vedem criteriile biblice ale unui profet adevărat. E ca la testele moderne. Ei și bifezi. Asta da, asta nu, asta da, asta nu. Să vedem care sunt. Primul dintre ele, împlinirea profețiilor. De unde știm asta? Scrie în Ieremia, capitolul 28, cu versetul 9. Dacă un proroc prorocește pacea, numai după împlinirea celor ce prorocește se va cunoaște că este cu adevărat trimis de Domnul. Adică ce spune aici? Dacă se verifică ce a prorocit, e profet autentic. Știți că un împărat, la un moment dat, vrea să plece la război. Și o ceată întreagă de proroci îi ziceau, du-te că ai să ai biruință. Și aliatul lui i-a zis, dar pe ăla nu-l întrebi? Că mai era un profet. Nu zice, pe ăla nu-l întreb, că nu-mi zice de bine. Doar că, la sfârșit, s-a dovedit că doar cel care nu zicea de bine avea dreptate, fiindcă prorocia lui s-a împlinit și nu a celorlalți. Așadar, primul criteriu este ca ceea ce spune un proroc să se împlinească. În afara cazului, când este vorba de profeții condiționate, vă aduceți aminte de o astfel de profeție? Care nu s-a împlinit. Și atâta s-a mâniat profetul ăla, a zis, da, nu știam eu, păi, dar mai trimis aici, am vrut eu să fug și tu îți bagi joc de mine. N-am zis eu cu gura mea, tu mi-ai zis să zic. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și acum? Și Domnul zice, bine faci tu că te mâni Iona. Bine fac. Păi, tu te-ai supărat că ți s-a uscat curcubetele ăla care a crescut așa miraculos și mie să nu-mi pese de cetatea asta cu 120.000 de oameni? Profeții condiționate, în care omul, grupul, poporul, biserica, cărora se adresează profeția, are în mâna lui împlinirea sau neîmplinirea profeției, în funcție de cum alege să asculte sau să n-asculte de Dumnezeu, să pocăiască sau să nu se pocăiască. Adevărații profeți ai lui Dumnezeu sunt exacți, pentru că Dumnezeu nu trimite mesaje care să ne deruteze. În Grecia antică erau multe locuri unde oamenii, ca și acum, se duceau să afle viitorul și alte lucruri. Și cel mai vestit era oracul de la Delphi. Acolo, chipurile, dacă te duceai, și bineînțeles duceai ce trebuie, aflai cu exactitate viitorul. Și cineva a zis, las că îi aranjez eu pe ăștia care prezic viitorul. Așa că a luat o pasăre, a băgat-o sub mantie și s-a dus la oracol. Și a zis, pasărea pe care o am eu sub mantie, cum e? Vie sau moartă? Și în gândul lui a zis, dacă zice că e vie, o strâng de gât și eu arăt că e moartă. Dacă zice că e moartă, o scot și eu arăt că e vie. Doar că și ei erau destul de șmecheri și probabil întâlniseră și ei multe. Și a zis, e cum vrei tu. E cum vrei tu să fie. Dar asta nu-i profeție, asta e doar șmecherie. Un profet autentic trebuie să fie exact. Tot în lumea antică, asta mai cunoscută, pe vremea romanilor, se ghicea în măruntaiele animalelor, se jerfeau animale, se despicau și erau unii care se uitau acolo și spuneau ce îl trecea lor prin cap. Dar spunea în așa fel încât cum ai luau orice s-ar fi întâmplat, se cam potrivea. Asta s-a transmis până astăzi. Știți, nu o să mai folosesc mijloace de astea, dar sunt
cu ghiocul, cu una, cu alta. Orice spune, într-un fel sau altul, zice el că se potrivește. Al doilea criteriu pentru a verifica un profet autentic, fidelitate față de Biblie. Adică ce înseamnă asta? Că niciun profet autentic n-are dreptul să spună ceva care contrazice Biblia. Cum ați zis dumneavoastră? Ce contrazice Biblia nu-mi trebuie. În Deuteronomul, capitolul 13, de la versetul 1, zice așa: dacă se va ridica din mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune, și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând: haidem după alți dumnezei, dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim acestora. Să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Deci primul semn, anume ce spune să împlinească, nu-i suficient. Pentru că s-ar putea ca împreună cu lucrul ăsta el să zică, uite așa, hai de acum să ne închinăm cu tăruia sau cu tăruia, sau să facem cu tare sau cu tare lucru, nu contează că Dumnezeu a zis în Biblie că nu e bine așa. Dar trebuie să se împlinească, dar ce spune un profet trebuie să fie în concordanță cu restul Scripturii. Dacă un așa zis profet nu îndreaptă pe cineva spre cuvântul lui Dumnezeu și ca să fie credincios față de Scripturi, acesta e un profet fals. Un al treilea element de control. Trebuie să-L înalțe pe Iisus. Zice Ioan, în 1 Ioan, capitolul 4. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Pentru că în lume au ieșit mulți proroci mincinoși, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, e de la Dumnezeu. Trei elemente. Și zice Cartea Apocalipsei, textul acesta l-am tot citit, că mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Un adevărat profet venit de la Dumnezeu dă mărturie despre Iisus. Vă aduceți aminte ce a zis Ioan Botezătorul, despre care Mântuitorul a zis, mai mare ca Ioan Botezătorul, profet n-a fost? Ce a zis el, Ioan? El trebuie să crească și eu să mă micșorez. Ăsta este modul autentic de a se purta unui profet. Nu știu cât ați fost atenți la astfel de știri, dar din când în când apar tot felul de informații despre nu știu care miraculos făcător de minuni, nu știu care profet care face drege, toate televiziunile grămadă, mii de oameni, zeci de mii, sute de mii, și ăla devine o vedetă, ca la Hollywood. Unde e Hristos? Nu e. E persoana aceea doar. Nu e profet autentic. Al patrulea semn de identificare. Păzește poruncile. Aveți traducerea ortodoxă, sinodală, care zice în Isaia 8:20: întrebați legea și descoperirea, de nu vor vorbi asemenea cuvântului acesta, atunci nu-i lumină în ei. Traducerea Cornilescu spune la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu va răsări nicio lumină peste poporul acela. E același gând. Nu-i destul să se împlinească ce spune. Nu-i destul să fie precis. Nu-i destul să-L înalțe pe Iisus Hristos. Trebuie să păzească și poruncile.
pentru că altfel nu e lumină, ci întuneric. Al cincilea semn. Aici intrăm într-o zonă foarte interesantă. E vorba de niște dovezi fizice, fiziologice, adică observabile cu mijloace de cercetare științifice. Care sunt acestea? În număr 24:4 putem citi, aici este sintetizat, profeții primesc viziuni în timp ce sunt cu ochii deschiși. Ochii lor rămân deschiși pe parcursul viziunii. Și o să ziceți ce mare lucru. E un semn. Când sunt în viziune, citim în Daniel 10:8, profeții își pierd puterea fizică. Zice Daniel, am căzut ca mort la pământ. Și un al treilea semn, tot din ăsta fiziologic, când sunt în viziune, profeții nu respiră. Fizic vorbind, nu e o metaforă. Să recapitulăm. Criteriile prin care putem verifica dacă un profet adevărat. Împlinirea profețiilor, fidelitate față de Biblie, înălțarea lui Isus, punerea în centru a Mântuitorului, păzirea poruncilor și sunt dovezile fizice. Ochii deschiși în timpul viziunii, întreruperea respirației, pierderea puterii și ultimul semn, roade spirituale. Zice Domnul în Matei, capitolul 7, cu versetul 20, așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Mai țineți minte întâmplarea, mă rog, folosesc un cuvânt blând, neutru, întâmplarea din Statele Unite, de la Waco, un anume Jim Jones, nu mai știți, nu? E, ăsta era un mare profet. Ăsta era unul care a adunat pe lângă el o mulțime de oameni. Și așa de bine i-a condus, încât în final au murit cu toții. A fost un masacru acolo. Dacă sunteți interesați, puteți găsi. E cu ceva ani în urmă, dar nu foarte de mult. Și istorii din astea au fost mereu și mereu. O altă tragedie apropiată de asta a fost undeva în Africa, în Guinea. Tot așa. Un lucru fundamental, darul profetic nu înlocuiește Biblia, ci dimpotrivă înalță Biblia. Aici este un punct interesant, nu o să stăruiesc prea mult că nu avem timp în seara aceasta. Hai să vedem ce spune Dumnezeu despre biserica sa din timpul sfârșitului și evident ne ducem în cartea Apocalipsei. În Apocalips, capitolul 12, zice că balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Ce e această mărturie a lui Isus? Când citim Apocalipsa, sunt câteva capitole foarte importante. Capitolul 12, de exemplu, vorbește despre biserica autentică care a fost persecutată pe o perioadă de 1260 de ani. Găsim profeția aceasta și caracteristicile poporului lui Dumnezeu cel persecutat sunt acestea două. Păzesc poruncile lui Dumnezeu și au sau țin mărturia lui Isus. Ce e mărturia lui Isus? Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 10, spune căci mărturia lui Isus este Duhul prorociei. Și revenim. De unde am pornit? Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci. Atunci, dacă e așa, dacă noi credem că am găsit biserica lui Dumnezeu, ea trebuie să aibă darul biblic
al profeției. Dacă nu l-ar avea, nu poate să fie biserica adevărată. Biblia ne învață că Iisus însuși va binecuvânta biserica sa din timpul sfârșitului cu darul profetic. Dumnezeu are astăzi pe pământ o biserică autentică, care este organizată avându-L în centru pe Domnul Hristos, care este întemeiată pe Biblie, care respectă legea, inclusiv sabatul, care este adventistă. O să ziceți, da, tu ce o să zici că ești adventist? Dar nu, adventist înseamnă pur și simplu așteptător al revenirii Domnului Hristos. Întrebarea este, a binecuvântat Dumnezeu Biserica Adventistă de ziua șaptea și cu darul profetic? Că ar trebui să fie și asta. Aici intru într-o parte istorică, cine vrea să afle mai mult, sunt câteva cărți despre această persoană, una dintre ele e aici, dar sunt și altele, scrise de adventiști și neadventiști. Recent, adică un an, doi, nu mai mult, a apărut o carte în Statele Unite foarte bine documentată și echilibrată despre Ellen White, scrisă de un neadventist. Pe scurt, istoria așa, că Dumnezeu a chemat o femeie tânără, slabă, nedotată cu daruri care să o facă eligibilă dacă oamenii ar fi fost să o aleagă, 3 clase, atâta școală a făcut. Într-a treia clasă, o colegă a lovit-o cu o piatră și n-a mai putut continua. Toată viața a suferit urmările acelei lovituri. Slabă. Dar mintea și inima ei au fost deschise față de Dumnezeu. Și adventiștii de ziua șaptea consideră că Dumnezeu i-a dat darul profetic. Ellen Gould White, Gould e numele de fată, a primit mai mult de 2000 de viziuni și visuri profetice. A scris peste 50 de cărți, aveți în față câteva dintre cărțile scrise de ea, traduse în românește. A predicat la mii de persoane pe 3 continente, în America, în Europa și în Australia. Ultimii ani ai vieții și a petrecut în California și un istoric american, mie nu-mi spune nimic numele lui, George Wharton James, a scris istoria Californiei, a scris în cartea sa despre Ellen White următoarele cuvinte. Această femeie remarcabilă, deși aproape în întregime autoeducată, adică autodidactă, a scris și a publicat mai multe cărți și în mai multe limbi, tipărite pe scară mai largă decât oricare altă femeie din istorie. Și asta e adevărat. Nu există o altă persoană, femeie, care să fi scris atât de multe cărți și care cărți să fi fost traduse și publicate în atât de multe limbi și tipărite în atât de multe exemplare. Adventiștii de ziua șaptea cred în Biblie și numai în Biblie ca sursă a oricărei doctrine biblice. Există o mulțime de acuzații, internetul e plin de ele, că voi adventiștii credeți în Ellen White, că voi puneți încă o Biblie lângă Biblie, că voi înlocuiți Biblia. Internetul e o junglă și e mare. Însă, adevărul care este statuat în ceea ce adventiștii de ziua șaptea cred este acesta. Biblia este singura sursă a oricărei doctrine biblice. Fiecare învățătură a bisericii adventiste vine direct din Biblie. Hai să vedem dacă ceea ce cred adventiștii, eu și alții ca mine, se aplică Ellenii White. Dacă acele 6 criterii biblice aplicate Ellenii White se potrivesc sau nu.
ce a spus ea e adevărat, se împlinește sau nu se împlinește. În anii 1800, și când a trăit ea, și când și-a scris lucrările, oamenii n-aveau habar de alimentație sănătoasă. Nu știau că zahărul, grăsimile contribuie la bolile artelelor coronariene, ale inimii și așa mai departe. Azi nu poți să deschizi televizorul pe orice post, că apar, cum le cheamă de alea, anunț de interes public sau avertisment, sau nu știu cum. Și ce scrie acolo? Exact ce scrie în unele dintre cărțile pe care Ellen White le-a scris, doar că le-a scris cu vreo 150 de ani înainte ca lucrurile astea să devină bun public și să fie respectate. Ea a scris despre alimentație bazată pe cereale integrale, fructe, zarzavaturi și semințe. Exact ceea ce astăzi recomandă toți nutriționiștii, Asociația Americană a Inimii, care e o organizație medicală faimoasă, exact acest regim îl recomandă. E o dietă care previne cancerul. Un cercetător de la Universitatea Cornell din Statele Unite, asta e o universitate vestită în domeniul sănătății, a spus, această femeie este cu 100 de ani înaintea timpurilor ei în domeniul alimentației. Spuneți-mi și mie de unde o persoană fără școală, într-un timp în care cunoștințele medicale erau extrem de limitate și multe dintre ele greșite, a putut să scrie niște adevăruri care se dovedesc a fi autentice. Divina Vindecare e aici. Ea a scris, și asta pe la 1800 și ceva, tutunul este o travă lentă, vicleană, dar cât se poate de periculoasă. Vă sună cunoscut? Azi scrie pe pachetele de țigări povestea asta. Dar pe vremea ei, medicii recomandau să fumeze oamenii ca să își, dar nu țigări, trabuce, ca să-și curețe plămânii. Dar nu glumesc. Astea erau rețete medicale. În timp ce Ellen White a scris că tutunul este o travă periculoasă, și lucrul acesta, pe zi ce trece, se dovedește a fi adevărat cu atât mai mult. Al doilea criteriu, fidelitatea față de Biblie. Respectă ea Biblia. Tragedia veacurilor e pe aici, în vreo două, trei formate. Paginile sunt de la ediția în limba engleză, dar nu sunt diferențe mari. În zilele noastre este o mare îndepărtare de la doctrinele și preceptele Bibliei și este nevoie de o revenire la marele principiu protestant, scria ea. Biblia și numai Biblia ca normă de credință și de viață. Acuzațiile pe care unii și alții le aduc, că noi punem în locul Bibliei cărțile ei sau așa ceva, sunt contrazise chiar de ea. Și nu e singura afirmație în privința asta, dar o citesc doar pe aceasta. Al treilea criteriu. Dacă îl înalță pe Iisus, slujitorii Evangheliei, este și asta pe aici pe undeva, pagina 160, scrie: înălțați-l pe Hristos, înălțați-l în predici, în cântare, în rugăciune și fie ca toate puterile voastre să fie folosite ca să îndreptați ființele derutate, tulburate și pierdute către mielul lui Dumnezeu. Scrierile Ellen White sunt pline de persoana Domnului Hristos. Cartea pe care am pus-o chiar aici pe rezemată de pupitru, Viața lui Iisus sau Hristos, Lumina Lumii, este o splendoare de descriere a persoanei și lucrării Domnului Hristos. Carte excepțională. La fel parabolele Domnului Hristos, la fel cugetări de pe muntele fericirilor, la fel calea către Hristos, toate înălțându-L pe Dumnezeu și persoana
Domnului Hristos. Al patrulea criteriu, păzirea poruncilor. Ce să spun despre asta? Că e plin tot ce a scris ea despre îndemnuri de respectarea poruncilor. Nu spun că ea însăși a respectat toate poruncile lui Dumnezeu, nu spun cât a scris ea de mult despre păzirea sabatului și despre identificarea acestui semn. Darul profetic din perioada modernă satisface testul biblic al exactității. Ce putem spune despre dovezile fizice? Vă mai aduceți aminte că erau trei pomenite. În timpul viziunii, profetul are ochii deschiși, are o stare de slăbiciune fizică și nu respiră. Un medic a spus, era contemporan cu Ellen White, și a zis, asta nu e profet adevărat, e o înșelăciune. Și el a declarat, și citesc din ce a spus, nu pot să primez viziuni și vise din partea niciunei femei. Le resping cu totul. Știu, a mai spus el, că potrivit cu Daniel, capitolul 10, știa Biblia omul ăsta, în timpul viziunii este de așteptat ca profetul să nu respire. O să o examinez când va fi în viziune. Și dacă vreți, căutați în schițe din viață și în alte cărți ale Ellen White și o să vedeți testul acesta. Și omul zis și făcut. Când a fost într-o ocazie când Ellen White a avut o viziune, s-a dus lângă ea, scos o oglindă și a pus-o să vadă dacă respiră. Și a ținut-o acolo și viziunea a fost foarte lungă. Raportul lui la sfârșitul acestei examinări a fost: ea nu respiră. Acesta este un fenomen inexplicabil. Era medic. Sigur, medic ca pe vremea lui. Și acest medic care a zis nu primesc viziuni din partea unei femei, nu, nici vorbă, să testez, să văd, foarte bine că a testat, a ajuns el însuși să creadă în lucrarea lui Dumnezeu prin viziuni și vise. Roadele spirituale, al șaselea test. De ce are azi biserica nevoie de daruri spirituale? Una dintre cărțile scrise de Ellen White se cheamă Educație, este și asta pe aici, în care a scris despre creștinii adventiști de ziua a șaptea, bazați pe Biblie, că trebuie să întemeieze școli în toată lumea, încât tinerii adventiști să poată fi educați să ducă Evanghelia către lume. Care sunt roadele spirituale? Biserica Adventistă are la ora actuală cel mai mare sistem protestant de educație din lume. Peste 1.600.000 de elevi și studenți în școli adventiste, 102 universități și o mulțime de profesori, mai știu ultimele cifre, ceva peste 77.000 de profesori. Peste 13 milioane de pacienți sunt îngrijiți anual în 786 de spitale, clinici, case de bătrâni, dispensare, centre pentru copii. Există avioane, vase medicale adventiste. Două dintre spitalele din Statele Unite au un statut extrem de respectat în America. Spitalul de la Loma Linda, care e vârf în domeniul cercetării și tratării cancerului și este o istorie foarte interesantă, e mai veche, dar e foarte interesant. Nu mai spun că acolo s-a făcut primul transplant de inimă de la maimuță la om și așa mai departe. Dar un inventator care a inventat un aparat, un accelerator de protoni, mi se pare, pentru tratarea cancerului, a oferit prototipul gratuit spitalului de la Loma Linda pentru că aprecia foarte mult ceea ce se face acolo.
Iar spitalul din Florida, Spitalul Adventist din Florida, are un program de prevenție în domeniul sănătății, care a devenit programul pilot de prevenție în domeniul sănătății pentru întreaga țară, pentru Statele Unite. Și când compania Walt Disney a construit un oraș, un soi de prototip, un oraș ideal, a implementat în orașul acela sistemul de prevenire a îmbolnăvirilor, programul din Spitalul Adventist din Florida. În sfârșit. O istorie care e impresionantă. O iau așa cum este relatat aici și vă spun și dumneavoastră. Cu mulți ani în urmă, în Africa, un tânăr se numea Sekuba. Și există documente pentru cei care vor să verifice. Într-o noapte, când s-a dus la culcare, el a spus: "O mare Dumnezeu al stelelor, o mare Dumnezeu, mă simt gol în inima mea. O mare Dumnezeu, du-mă într-un loc unde să pot afla adevărul tău." În acea noapte din anul 1953, un înger a coborât din cer și a vizitat coliba lui și i-a spus: "Vino după mine." Sekuba a pornit la drum. A călătorit prin pajă și prin deșertul african și ființa îngerească i-a spus: "O să te călăuzesc la poporul cărții." Doar că africanul a zis: "Dar eu nu știu să citesc." Și îngerul i-a spus: "Ei or să te învețe cum să citești. Vei ști că ei sunt poporul cărții pentru că vor avea o carte neagră. Și vor mai avea încă 4 cărți, care în realitate sunt 9. Asta i-a zis îngerul. Și el și-a continuat drumul. A mers în timpul nopții, timp de 2 săptămâni, de ce noapte, fiindcă e cald ziua, a ajuns la marginea junglei și a găsit o misiune creștină. Ei aveau cartea neagră, dar nu le aveau și pe alelalte 4, care de fapt erau 9. Și el a zis: "Nu e aici." Îngerul care îl călăuzea i-a zis: "Du-te, caută-l pe pastorul Moyo și pe cei care țin sabatul." Și a mers mai departe. A mers din nou o distanță destul de mare și a ajuns la o mică misiune adventistă de ziua șaptea. Și a întrebat: "Pastorul Moyo este aici?" Și pastorul Moyo era acolo și a venit să-l întâmpine. Și Sekuba i-a povestit: "Știi, eu am fost călăuzit de Dumnezeu la tine, tot tribul meu vrea să știe despre marele tată al cerurilor, că noi nu știm nimic despre el. Și eu am fost călăuzit la tine, ai cartea?" Pastorul a venit și i-a dus Biblia lui neagră, purtată așa cum era, și Sekuba a zis: "Asta e cartea pe care am văzut-o în viziune, tu crezi această carte?" Și pastorul Moia a spus că noi credem în Hristos din această carte, în poruncile acestei cărți, în sabatul acestei cărți. Următoarea întrebare: "Unde sunt cele 4 cărți care de fapt sunt 9? Și pastorul a zis: "Am și cărțile alea." Despre ce era vorba? Mult timp, cele 9 volume de mărturii pentru comunitate, este unul pe aici, unul dintre aceste volume, au fost în edițiile engleze legate în 4 volume, că ele sunt de mărimi diferite. Volumul 8 și 9 sunt mai subțiri, 5 e foarte mare, așa că din rațiuni tipografice, cele 9 volume de mărturie erau legate în 4. Am și eu acasă o ediție din asta, sunt chiar 4. Și când africanul nostru a văzut, da, a zis: "Astea-s cărțile. Am găsit poporul lui Dumnezeu." A stat un timp acolo, câteva luni, a fost instruit și s-a întors la tribul său, ducând cu el și Evanghelia. A fost botezat și se povestește că aproape întregul său trib a primit adevărul biblic
l-a primit pe Mântuitorul Iisus și a îmbrățișat tot ceea ce Secuba descoperise, acum învățase să citească, în Scriptură. Poate pentru unii prezentarea din seara asta e așa cam, cum să zic, cam stufoasă, are cam multe lucruri. Niciun adevăr nu trebuie luat pe nemestecate. Scriptura ne spune despre niște creștini care sunt consemnați ca având o inimă mai aleasă decât alții și care atunci când se duceau acasă, după ce le se spunea ceva la întâlnirile unde nu vorbea un oarecare, ci Sfântul Apostol Pavel, verifica în Scriptură să vadă dacă ce li s-a spus e adevărat sau nu. Adevărul din seara asta, ca și alte adevăruri, trebuie verificate, trebuie studiate, trebuie înțelese și bine ar fi să fie și acceptate. Dar asta e opțiunea fiecăruia dintre noi. În orice caz, în lumea asta confuză în care trăim noi, e clar că există o nevoie de certitudine, de siguranță. Cum certitudinea asta nu o putem găsi noi înșine, în propria noastră ființă, ea trebuie să vină din afara noastră. Există un risc. Și Mântuitorul ne-a prevenit cu privire la acest risc. Există riscul să fim înșelați. Pentru că în timpul pe care îl trăim noi, există Hristos mincinoși, proroci mincinoși. Cum să ne ferim de ăștia? Să verificăm pe baza Scripturii dacă îndeplinesc criteriile pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni le-a descoperit. Pe de altă parte, să nu disprețuim, să nu neglijăm darul profetic pe care Dumnezeu l-a dat bisericii sale. Acest dar profetic nu înlocuiește Scriptura. Ellen White spune într-una dintre cărțile sale: descoperirile pe care Dumnezeu mi le-a dat sunt ca o lumină mai mică care călăuzește pe oricine vrea spre lumina mare a Scripturii. Și asta este adevărul. Vă doresc tuturor să cercetați Scripturile. Vă doresc tuturor să verificați. Vă doresc tuturor că atunci când apare o știre, o nu știu ce, să puneți mâna pe Biblie și să certificați dacă ceea ce se aude, ceea ce se vehiculează este adevăr sau ceasuri false autentice. E important pentru noi. Iar dacă primim descoperiri din partea lui Dumnezeu, zic eu că înțelept ar fi să le și folosim, să le și urmăm. Fie că e vorba de sănătate, fie că e vorba de educație, fie că e vorba de adevărata închinare, fie că este vorba de adevărul complet al Scripturii, toate acestea sunt lăsate pentru folosul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și Dumnezeu să vă ajute să descoperiți tot adevărul. Și pe măsură ce îl descoperiți, să-l și acceptați și să și trăiți în conformitate cu el. Înainte de a ne ruga pentru final, o invit pe Ramona să ne cânte. We'll be right back.
jos aici ne-a promis că e cu noi în greu, că nu ne lasă nici de cum, e pavăză mereu. Când suferința pasă, avem speranță în El și mergem înainte către cer. Haideți să ne rugăm. Tată din ceruri, îți mulțumim din toată inima pentru faptul că Tu nu ne lași singuri pe lumea aceasta, ne-ai dat cuvântul Tău ca să ne călăuzească, ai dat bisericii darul profetic pentru a ne desluși timpurile pe care le trăim, ne-ai dat prilejul să studiem, și mai presus de toate, ai lăsat ca Duhul Tău cel Sfânt să vorbească inimilor noastre. Te rugăm să ne binecuvintezi, te rugăm să ne călăuzești pe fiecare acasă și te rugăm ca, apropiindu-ne de Tine, să descoperim cât de bine este să fim ocrotiți de mâna Ta. Binecuvintează familiile noastre, pe toți cei dragi ai noștri și ajută, Doamne, ca ceea ce descoperim despre Tine să trăim în viețile noastre. În numele Domnului Hristos să-ți mulțumim și te lăudăm. Amin.